Concertele organizate pe tramvaiul platformă din piața Unirii au fost un real succes, aducând împreună iubitori de muzică din toate colțurile orașului. Duminica muzicală a debutat la ora 14 cu studenții facultății de muzică și Teatru Timișoara, care au prezentat selecții din operete și din musicalul, sunetul muzicii, care au încântat și emoționat publicul prezent. Duminică de la ora 16 formația Blue Brass a ridicat nivelul energiei din piață cu un spectacol deosebit. Ritmurile lor captivante și performanța lor excepțională au transformat după amiaza într-o adevărat sărbătoare muzicală. Publicul a fost fantastic, bucurându-se de spectacolul muzical. Tot duminică, de la ora 19, concertul acustic folk tram a purtat participanții printr-o călătorie emoționantă, plină de armonii calde și versuri profunde. Artiștii au reușit să creeze o atmosferă intimă și vibrantă, iar aplauzele au arătat cât de mult au apreciat fiecare moment. Suntem încântați să împărtășim cu voi bucuria și entuziasmul pe care le-am trăit în acest weekend extraordinar. Mulțumim tuturor celor care au fost prezenți și au făcut din aceste momente o reușită. Sprijinul și entuziasmul vostru ne motivează să organizăm evenimente deosebite pentru comunitatea noastră și în continuare, transmit reprezentanții STPT.